disponibilitate, de o creativitate absolut admirabilă. M-am uitat puțin peste ceea ce s-ar chema CV-ul ei și mi-am dat seama că ține mai mult de capacitatea de a fi ubicu decât de a fi om în toată firea. Nu, este peste tot. E bani în Germania, bani la București, bani la Reșița, bani în librării, o carte, două, trei, bani ca traducător, bani ca autor de poezie, bani ca autor de roman. E la Sibiu, nu spune niciodată nu, cred, niciune invitație și cred că, până la urmă, un scriitor al secolului 21, așa trebuie să fie, un scriitor român, care cumva e obligat să-și urmeze cărțile, e obligat să-și urmeze și chemarea pe care fanii și iată că e sau la tine. Mulțumesc pentru aprobare. Da, dar eu trebuie să spun că trebuie să fii și comentator politic. Și asta se poate să mă... Două cărți apărute recent ale mele. O carte de poezie, o carte nouă și o reeditare. Acestei lebede cu două intrări, mi-am amintesc când a apărut, aici la Vina. I-am făcut, nu? La Vina a apărut. Da, la Vina a apărut, era o carte mult. Da, și am făcut la sală la Timișoara, cred că pe Vaporaș. Pe Vaporaș. Da, 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 pe Vaporaș. Am făcut o carte halucinantă, scrisă sub un soi de autodicteu, dar un autodicteu controlat. Era o carte de proză, cum nu se rar vezi în literatura română. Nu o să dezvolui foarte multe, că suntem la concurență. Acum, dacă vreau să vorbesc 27 de minute, Daniel 32 și Tudor 34, nu am mai vreo 5 minute. Păi, ne curcăm aici. Mă bucur că a fost reeditată această carte și că a fost iată la Polirom. Vreau pe Daniel, că așa ne-am înțeles conform scenariului să se vorbească. Mulțumesc, Robert. Aș începe prin a face o evocare sentimentală, puțin de atmosferă, a literaturii. A literaturii, nu. A literaturii Nora Iuga, nu altceva. Nu altceva. Dacă o să o citiți, și sunt convins că de aia suntem aici, că suntem cititori ai Nora Iuga, o să vedem încă de la începuturile poeziei Nora Iuga o anumită atmosferă, o anumită lume, care, într-un fel, îmi este... Eu îi zic Republica de la Weimar. De ce zic așa? Nora este o exponentă a unei lumi, cum i-ar zice dictatorii noștri, că tot vorbeam de politică, nu? Da. Dictatorii decadenți. Da? O decadență frumoasă, o decadență vie, o decadență de un tip de autenticitate expresivă cu totul specială. Critica și vorbit încă de la captivitatea cercului în coacea, de anumite conotații înspre expresionism. Există și notații expresioniste în poezie, e așa că lucrurile într-un fel se leagă. Se leagă și de o anumită plăcere și vocație pe care o are și în poezie, dar și în proza ei Nora Iuga către un fel de autenticitate a lucrurilor frust. Parcă l-ai vedea pe Egon Schiele, pe aici, pe acolo, așa, cu cutia lui de chibritul și cu oamenii aceia mai degrabă urâți decât frumoși. Sigur că dacă ne-am gândit la... E o comparație cu Schiele. E nemaipomenită. Asta aș mă vrea eu să am simțit asta. Da, am simțit asta. Și o spun și o mărturisesc. Îți dai seama că ai fi fost degrabă deportată, să știi, sau de Hitler, sau de Stalin, păi la titlu Lebăda cu două intrări, Nora. Ce înseamnă asta, dragă? Adică este o provocare la adresa frumuseții până la urmă, nu? Lebăda este o frumuseție ultragiată. Asta ar spune un dictator, este o frumusețe ultragiată, da? Cu titlul provocator, altfel. Bun. Acum, aș vrea să mai spun ceva în timp ce am recitit Lebăda cu două intrări, și anume atipicitatea prozei lui Nora Iuga într-o lume a postmodernității. Nora Iuga este consecventă într-o modernitate, adică într-o istorie de acum a modernității. Și acest lucru este ca un fel de pean pentru noi. Și o să vă spun de ce. Pean însemna cântec de îmbărbătare în lumea vechilor greci.
De ce este pe an? Și aici o să mă apropii de poezii, de scrierea prozatorului de astăzi. Prozatorul de astăzi se confruntă cu o anumită dilemă, care este a postmodernității în care el se situează scriind. Și anume, adesea cititorul nu-i mai pasă. În lumea tradiției modernității, cititorul era enervat de scriitorul modern. Epatiul Burjoa era un fel de lozincă prin care proza modernă își făcea, proza și poezia și arta modernă își făceau, o, să zicem, cum zice noi astăzi, un marketing, nu? Salonul refuzaților, iată, nu? Cei care erau la marginea, să zicem, canonului academic, nu? Și care după aceea devin Picasso, Egon Schiele și toată avantgarda. Asta e tradiția modernității. Numai că modernitatea a obosit puțin. După generația Beat și după tot ceea ce a însemnat într-un fel această pliere a cititorului, zice într-un admirabil eseu despre modernitate, Matei Tănescu, cititorul s-a obișnuit. Ea a început să-i placă. Ba chiar s-a și temut că nu-i trendy dacă nu admiră cu tare cum să spună, dă-l dracu, asta aș putea să-l fac și eu. Mulți gândim, asta e ipocrit, dar nu o spune. El a fost întrebat, Mondrian, de ce faci cu ăsta că aș putea să-l fac și eu? Eu spun, el zice în felul următor, da, dar eu aș putea să fac și o Madonna de Rafael Sanzio, dumneata ai putea face? Iată un răspuns. Iată un posibil răspuns și o provocare. Astăzi, întrebări de felul ăsta nu se mai prea pun, tocmai pentru că lumea s-a adaptat în întregime la modernitate și, într-un fel, i-aș întors spatele. Adică nu am mai negat-o. Asta este ca și faimoasa propoziție, Dumnezeu nu se teme de atei, se teme de cei care îl uită, de indiferență. Transformarea pelerinajului în turism. Așa cum va fi cu prozatorul în postmodernitate. Și atunci prozatorul în postmodernitate gândește în felul următor. Stând la masa lui de scris, cum să fac să-mi păstrez o anumită marjă estetică a propriei mele elaborări, dar totodată să seduc și cititor. Asta este un lucru extrem, extrem de incitant, interesant, pe care Nora îl scoate din paranteză. Ea nu scrie în felul ăsta. Nora, în Lebăda cu două interese, o pun lui Leopold Blum și o să zică de acolo până la Lebădă, trecând prin sexagenara și tânărul, există un anumit tip de devenire a prozei ei înspre un ceva care este această admirabilă Lebădă cu două interese, care e un fel de cum spuneam, pe ani, este scris cu spatele la cititor. Ea este scris cu gândul la propria libertate de a scrie. Scrisul din Lebăda cu două intrări este un experiment și o navigație, și o introspecție, și o căutare specială. Asta îi dă și tensiunea, într-un fel, și frumusețea. Și iată paradoxul, această sală plină cu oameni care ne contrazic pe noi cei care asemenea lui Dalungu sau alții asemenea, gândim că totul trebuie dat cititorului cât mai mură în mână. Aici Tudor imediat ar sări și ar zice, uite ce bine că îmi dă dreptate, după ce înainte pe mine ne-am mai ciocănit noi pe tema cu modernitatea și postmodernitatea și cât anume, să zicem, facem story și cât anume facem. Riscul este, în postmodernitate, să scriem tot mergând pe urmele lui Salinger, să facem așa un fel de proză reportaj. Știi, care lucrurile deja dintr-o dată încep să se văd toate cusăturile astea. Din cauza asta este o lecție. Proza lui Nora este o lecție. Salinger știa să o facă. Știa să o facă cu tensiune, adevărat. Nu știu dacă e cineva în sala asta, că vrea să nu-i placă Salinger. Nu-i vorba de la nebunie și scriu altfel, evident, ai dreptate. Da. Acum, și cu asta o să și... Nu o să închei, o să facem discuție. Este aici de față ca să vorbim. Ca să o vorbim. Că nu lăsăm ca pe... Cum îmi spunea urechea, așa zice și... Să vorbiți ca mortul la catafalc, așa el stă așa. Asta mi-a spus și Herta, mă.
aici, nu ora cu când ne-am lăsat. Deci, bă, în România e cel mai ușor lucru să fii scriitor. Zic, da, de ce? Pentru că acolo vorbesc critic și tu tai, mă, poți să mergi afară la o țigară. Așa că nu o să facem asta, promit că păi o să te las să voie să mergem la o țigară. Nici nu-i voie, mă, vai, voie afară. Pe stradă, dragă. Bun, da. Închei imediat mai spunând un lucru pe care neapărat vreau să-l spun. Și anume o poveste, știți, în anii 1960 și ceva, 65, poate și mai înainte, proza franceză și-a zis la un moment dat într-o... Există și o carte, încă în studenție, că scălării. Ce este literatura? În care sunt mai multe eseuri, și dar și povești din asta despre cum anume să se scrie proza noului roman, spre exemplu. Că ne referim la ceva care ține de o modernitate cu anumite trimitere, dar ea are mari deosebiri față din nou roman, dar există ceva și din această zonă. Este. Și ca să simplific foarte tare, zic dintre gașca aceea noului roman cu Alain Robie, după care s-a făcut și un film al Rene, care este o poezie și dacă vă invit să vedeți. Am trecut la Marie. La Nederniera Marie, uitați-vă pe YouTube. E că-l găsiți acolo, acum tot în tot, numai la Nanii. Ce ești? Ce ești? Este o capodoperă. Pentru aia și-a meritat nou roman. Pentru aia și-a meritat nou roman, pentru anul trecut la Marienbad, pentru acel film. Ei își propun la un moment dat în discuțiile lor să scrie despre colțul camerei. Sunt vreo șase acolo. Dar să scrie despre colțul camerei tel chel, adică așa cum este ea. Nu să plece de la colțul camerei și să ajungă la romantică. Că poți scrie imaginar, nu te uiți, zici că poți să ajungi la... Aveau camerele colțuri. Deci să scrii despre acel colț, măi. Ceea ce este extraordinar de greu, pentru că aveau zeul lor tutelar, era aparatul de filmat. Sau descrierea. Vezi? Este această competiție pe care unul dintre ei, Jean Ricardou, are un studiu care eu l-am reținut de atunci, este o competiție în modernitate între narativitate, adică în timpul verbului, cel care duce povestea înainte, și descripție. Descripția înseamnă stare pe loc, este acronică, zice Ricardou, adică suspendă timpul și evenimentul. Da? Și el zice că proza în modernitate înseamnă o invazie a narativului de către descripție. Adică a substantivului în dauna verbului care duce înainte povestea. Ori lucruri de felul ăsta sunt extrem de incitante și ceea ce este interesant la, și la Săpunul Leopold Bloom, numai că acolo există nuclee narrative de la fostul soț, de la Almosnino, de la poet, până la alte personaje culturale care există din, există acolo și dau o anumită nucleă narrativă aici. Descripția, dacă vorbim termenului lui Ricardou, inundă într-o măsură și mai mare și cu toate astea există o narativitate, există o curgere. Există ceva care te ține pe frază. Pe magia e și nu frază, că nu-i frază acolo. Este o lume. Este o lume prinsă în toate subtilitățile ei și cu un simț special al autenticului. Nora știe că la puțini scriitori în literatura contemporană să se surprindă un fel de prospețime. O, Doamne, nu te seama, ea n-are o... nu-i datată. Nu este datată. Din cauza asta, poezia îi pare că în poemele astea cu ascultă, cum plâng, cu parantezele, în care există frumoase trimitere la mici fraze, bunarul din Bacov, am văzut pe acolo. Nu, Ramin? E ceva de și asta ascultă. Are, sunt câteva. Foarte mult. Da, nu știu dacă ai gândit asta. Păi da, am, dar mi-au venit. Trunc, de, așa ați spus. Mi-au venit tematic de textul meu. Da, le-am văzut și le-am simțit. E intertext, e foarte mult Da, le-am simțit aici asta. Ori aici este un fel de trecere interesantă despre virtuțile prozii cu Stea Crăciun, cu transitivitatea în poezie și invers a poeziei în proza ei, într-un fel de osmoză extrem de
provocatoare și, și interesante. Hai să lăsăm pe tot. Da, hai că eu am viciul ăsta profesional, pic am place să vorbesc. Nu-mi fac uita. Veni, viciul Vighie. Da. Da. Asta, eu o să vă las la mult despre această carte de poezie, da. Cum plâng, ascultă cum plâng paranteză, la cartea românească. Acum, și în ceea ce privește, să zicem așa, normarea, așezarea textului, asta se vede și în romantic, cel mai concret nivel în care scritura înseamnă altceva, e depunctuarea ei. Atenție, nu depunctarea. Depunctuarea. În roman, lucrul ăsta se întâmplă la nivel total. E ca și cum ai tunde iarba, ca să zic așa, ca și mai de gazonul, disciplinarea aproape. Din punctul ăsta de vedere, poezia mai păstrează din punctuație punctele. Atât. Ceea ce îi dă un fel de aspect, ca să spun așa, voit telegrafic într-un poem, chiar apare cuvântul stop. Chiar apare cuvântul stop. Ceea ce, fapt care, uitați, de exemplu... Mai acolo unde e ca o telegramă, exact. Acolo apare stop. Numai că e expres făcut. În rest, efectul de telegrafiere, să zicem, de telegramă, cumva se păstrează. Codăceau orotănii în fundul curții. Gârlița ducea pisici moarte. La breaza, un trandafir în călduri m-a mușcat de deget. Nu. Omul negru n-a venit. I-am scris un e-mail. Trimitem scheletul. Stop. Locuiesc în marsupiul cangurului. Mă dădeam mare. Marea a plecat. Mi-a răspuns. Au venit munții. Aici e și o poetică de asta a sacadării, a enunțului scurt, a pocnirii, să zicem așa, entității, nu, sintagmatice, după cap, ceea ce ritmează, în primul rând, într-un mod cu totul, într-un mod cu totul apart. E o lume adesea anonimă. Lumea asta de, din fundul curții, cumva, lumea unor margini. Lumea asta a zgardei câinelui Volga. Și lumea asta în care e strigat așa, ca în curte, Elvira, Elviro. Ci vino Elviro, în cămașa nestoarsă, lipită de trup, cu pasul alb, cu părul desfăcut, blondă ca rapița. La cină jucam barbut, ca să, fără să cadă banul, de pe un mal pe altul. Scoate-mă din apă, sunt brațul tău rupt. Uneori aici se și joacă cu rima un pic, sunt niște rime un pic îngropate, așa, nu sunt de astea exprese, nu sunt neapărat cu... E necesară revenirea din când în când la rime. Am văzut și în Occident. Zău, în Occident a început să poarte. E nemaipomenită incantația asta. Da, da, da. Are nevoie de incantație. Și textele au așezarea lor în legătură așa. Adesea se face la modul direct. Prin unele elemente din ele. Cum ar fi chiar și aici cu un poem în care te uită cum joacă vezi, găina, că aici te uite cu linge de cembre. Te uite cum joacă găina. Păi acolo m-am și gândit. La toate chestiile astea, în care, cum să zic, se deschide, se zic, gura într-un anumit mod și în care tiparul spre care trimite, umplut cu ceva care contrastează cu el. Nu-i serenitatea vreunei ninsori, e din potrivă un joc de găină decapitată, ca să zic așa, nu mă gândesc chiar de care capăină. Nu, e decapitată. Decapitată, asta zic. Joacă găina hora mirese. Deci imaginea asta a unei păsări decapitate în poezia română, felină sau nu, e dintre cele mai pregnante. De exemplu, este la Ileana Mărâncioiu, Pasărea tăiată. Acolo poetul și poemul titular, Pasărea tăiată, în care poeta joacă rol de cablu, ca să zic așa, ține într-o mână corpul, m-am ascuns bătrânii după obicei, cum era, în cealaltă mână capul. Moartea trece prin, ca să zic așa, branșează. Mai este în poezia altei mari poete, de exemplu, în poezia Angelei Marinescu, cocoșul ascuns în tăietură. Deci nu-i tăiat, da? Păi, ca să zic așa, ascuns. Ei, nu, acolo are. E altceva, tăietura înseamnă, da. E raportul cocoș-găină, într-un alt mod, să zicem, ascunderea, da. Așa. Și, dincolo de chestiile, dincolo de toate, de toate aspectele astea, sigur, nu mai vorbim de lebă, dar cu două intrări, care, de fapt, e și un fel de
simbol de ăsta profanat oarecum, dar profanat în ghilimele, bineînțeles, adică resubstanțiat într-un anumit mod. Și în proză aș remarca un lucru, eu prin proza pe care am scris-o în casete Matoș 1 și în 2, mă simt relativ solidar cu tipul ăsta de discurs. Da. E vorba și de faptul că radicalitatea asta a discursului modern. E o poetizare care nu se face a textului cumva, dar care nu se face pe liniile tipice de poetizare a prozei. Da, dimpotrivă. Da. Se face pe liniile contrare, prin accelerare, nu prin încetinire. Până când, printr-o anumită, să zicem, viteză, nu prin lentoare. Și atunci, în felul ăsta, i-a atins un efect, cum să zic, de o manieră aparent opusă lui, aproape cumva. Și mai e ceva. Aparența, într-adevăr, aici e un experiment mai radical, un pic, pentru că e fără punctuație în proză. Eu în proză hiperpunctuez aproape, uneori jalonez excesiv. Aici, dimpotrivă, cuvintele joacă mult mai liber. Și, într-un anumit fel, se combină nereglementat. Se combină nereglementat. În lepădă. În lepădă, da. Asta ne referim. Acum, de ce anume în lepăda cu două intrări nu există riscul sau este evitat riscul unei poematizări sau unei căderi într-o blegeală lirică? Tocmai de asta. Da. Și tocmai datorită unei virtuți care dă un fel de virilitatea prozei în sensul ei dintotdeauna, prin capacitatea autorului de a vedea autenticul și de a-l aduce, și asta risipește blegeala doar a unei stări, să zicem, de investigație în text, în scriitură și atât de tot. Iată, vă dau un exemplu, să vedeți pasajul Universității. Ieși, zic, puneți fulgarinul, dă o raită prin pasajul de la Universitate. Nicăieri vocile oamenilor nu-ți acoperă frica mai bine. Ăla cu ochiul de sticlă și lădița de gât cu bilete la loto, ultima tragere, merge în pumn pe peronul metroului și cântă un modunio fără picioare. Un câine fără blană își duc la comandă sticlele de Fanta la gură. Se sărută o limbă, iese din niște buze și intră în alte buze. Lingandul singură de funcționarul unei cuțe negre. Unde au văzut asta? Apa curge din furtunul întins în grădină, ravagile din intestinele goale, goluțe și pixul albastru, pe limbele albastre ale caietului. Deci este această ai capacitate... Ai place, nu? Această capacitate de a ști când să rupi căldura ta. Că, când scrii, te fură așa scrisul, și ajungi în... poți să riști și să cazi în liris. Asta ține de instinctualitatea bună a marelui scriitor, zic eu. Adică aici, nu, asta e mai greu, să o dovândești, într-adevăr, poate fi și asta învățată, dar la noi este instinctualitatea proprie. Ia simte, introduce, ați văzut organicul la un moment dat, intestinul gol, golul, ca să evite orice furtunul intestinul, deci cum se leagă de la furtunul. Exact. Aceste capacități de legătură pe care nu cred că autoarea le gândește în mod special, ci le există o stare de instinctualitate a scrisului autentic. Tipul ăsta de autenticitate, deci tipul ăsta de text, care mai degrabă dă uneori aparent senzația că se scrie, nu? Tipul ăsta duce la un fel de redescoperiri sau la un fel de filiații de conectică de astea spontane. Da. Pentru da, că da, altfel legătura dintre furtun și s-ar vedea, dacă, de exemplu, nu, dacă nu ăla s-ar pune acum ea să facă o legătură între intestin și furtunul ăla. Da. Cititorul ar vedea aici. Aici se vede și, într-adevăr, în capacitatea de a face poezie cu materii, cu obiecte, să zicem, aparent antilirice. Pentru că acolo e, în prozaismul lor, în sortitul lor adesea. Hai să întrebăm cum a scris. Da. Care face bine cum ai dat la moară. Pentru că eu o să fiu un pic mai simplă, fiindcă eu nu am știut că am fost atât de genială când am scris acolo. Mi se pare că ei au fost, într-adevăr, m-au ridicat atât de sus,
încât până la urmă ne-am speriat un pic, pentru că cu cât acorzi unui scriitor mai multe valențe și îl faci mai atipic, bietul auditor începe să înțeleagă mai puțin cam cum ar trebui să fie textul acela. Și atunci, până la urmă, în momentul în care veți deschide cărțile pe care mi le-ați cumpărat și mi-ați cerut autografe, o să vi se pară ori mai complicate, dar cred că nu vi se vor părea mai complicate decât discursurile pe care le-ați să eu nu-i critic pe ei, din potrivă, eu mă plin în fața lor și spun că eu nu am capacitățile lor de critic sau de teoretician literar, pentru că vă mărturisesc sincer, zău nu sunt ironic acum, că eu nu am citit în viața mea teorie literară, adică mie nu-mi place. Bine ai făcut, e groază. Eu nu e ca un tratat de anatomofiziologie. Eu nu pot să scriu ceea ce aș fi învățată de cineva, cum se scrie bine. Eu când aud că peste tot, în marile universități din străinătate, până și premianții Nobel, Hertha Müller a predat poezie pe la facultățile din Germania, nu la Heidelberg, iată, acest creative writing, ca să învețe pe tine cum se scrie poezie, mi se pare o catastrofă, adică este ceva, e ca o, o profanare a unui mormânt sfânt. Știi cum, iartă-mă, știi cum e proza asta? Este ca roșiile de Olanda, mare gust, mă. Eu nu pot învăța, iertați-mă. François Villon a fost un foarte mare poet, Rimbaud a fost un poet deasupra deasuprelor, dar i-a învățat cineva, doamne, iartă-mă, să scrie poezie. Poezia te înseamnă că tot poiești, sau te faci un violonist celebru și înseamnă că în tine există un poet. Nu, dacă a trăit fiertatul Mușine, vai ce ne-a luat acum, Sandu. Sandu Mușine era un adept ferm. Îi certa pe poeții ăștia tineri, că n-au cultură poetică, că nu citesc, că trebuie să citesc la ca un plan normal, la engleză, că ce fac, că să citesc între ei, că au cultură restrâns. Fiecare, cu timpul lui și cu credințele lui. Eu spuneam, unul de vârsta mea vede lucrurile un pic mai altă. Nu, dar eu te întrebasem și vis-a-vis de scrisul la Legora cu două intrări. Nu, eu voiam chiar asta voiam să spun, că este foarte interesant. Am în față aceste două cărți, le-am ales special ca să vi le citesc, să vă citesc din ele cât un mic fragment. Nu numai pentru că au apărut acum, sunt foarte proaspete, ele au apărut luna trecută, dar întâmplarea face că eu în momentul în care le-am scris, mi-am dat seama că ele sunt exact în direcții opuse, adică gândindu-mă că eu mă aflu pe un drum, una o ia la dreapta și una o ia la stânga. Pentru că dacă în Lebădă tot ce s-a spus aici m-a copleșit într-adevăr cu laudele, vreau să vă spun că mie nu mi-a fost absolut deloc greu să scriu această carte. Cartea este scrisă.